Ziua și recordul la terapie intensivă, numărul celor internați în stare gravă a ajuns la 1275. Țara noastră a trecut practic de jumătate de milion de infectări după ce astăzi au fost raportate 8062 de cazuri. Alți 176 de români au murit după ce s-au infectat cu COVID-19. Discutăm în continuare cu domnul Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, cu plăcere. Situația acută, practic, din spitale, dar, pe de altă parte, aceste situații zilnice cu privire la numărul de infectări din ultima săptămână ne demonstrează că ne situăm pe acel platou despre care tot discutăm. Vă rog. Ne situăm cu siguranță pe un platou. Nu am mai avut creșteri exponențiale, așa cum eram învățați de acum 2-3 săptămâni, însă avem și un număr mai mic de teste în ultimele zile, ceea ce poate limitează percepția asupra imaginii reale și complete. Însă ceea ce ne dă o imagine reală și aceasta nu poate fi influențată de nimic, este creșterea constantă pe care o avem la terapie intensivă. Avem ziua și recordul în ceea ce privește numărul de pacienți internați, ceea ce arată că în ciuda acestui platou va exista o presiune progresivă asupra secțiilor de terapie intensivă și în perioada următoare. Iar din această concluzie putem să deducem că este nevoie să începem să înregistrăm și panta descendentă a numărului de îmbolnăviri. Fără această pantă descendentă, cel mai probabil în perioada următoare vor fi necesare suplimentări ale paturilor de terapie intensivă ca să poată gestiona pacienții cu coronavirus. De ce credeți că avem o situație atât de acută la secțiile de terapie intensivă? Ar trebui să luăm mult mai în serios poate această boală? Sau, mă rog, acest virus? Cu siguranță trebuie să luăm în serios acest virus și trebuie să înțelegem faptul că din numărul total de diagnosticați în fiecare zi, un procent de 5-6% vor ajunge în terapie intensivă, însă acest lucru se va întâmpla cu o întârziere de 2-3 săptămâni. Ceea ce trebuie să mai înțelegem, pe de altă parte, este că această suplimentare continuă a locurilor de terapie intensivă se face în detrimentul altor bolnavi. La momentul acesta, România nu mai are capacitatea să suplimenteze aceste paturi prin achiziția de aparatură nouă, ci această suplimentare se va realiza prin transferul unor paturi existente în sistemul sanitar de la zona non-COVID către zona COVID. Cu cât vor fi mai mulți pacienți bolnavi de coronavirus, un număr proporțional de pacienți cu alte patologii nu vor mai putea accesa sistemul de sănătate publică. De aceea, efortul pe care trebuie să-l facem cu toții, și aici discutăm de populație, este în acest sens, în sensul în care cu cât vom ocupa spitalele cu pacienți cu coronavirus, alți pacienți nu vor mai putea să beneficieze de servicii medicale. Avem șanse reale ca până de sărbători să asistăm la o scădere semnificativă a numărului de cazuri? Nu cred acest lucru, nu cred că vom putea vorbi de o scădere semnificativă. O scădere semnificativă care să aibă un impact pozitiv asupra sistemului sanitar ar însemna o reducere a numărului de îmbolnăviri în fiecare zi undeva la 2500-3000, ceea ce acest lucru se va produce destul de greu. Cred că va fi nevoie de mai mult de câteva săptămâni, dar această scădere, să știți că nu este posibilă decât dacă populația va respecta cu maximă strictețe măsurile sanitare. Chiar dacă nu s-a impus lockdown-ul național, nu s-au impus măsuri restrictive de lockdown, cred că populația trebuie să se comporte ca și cum aceste măsuri ar fi necesare. Pentru că în absența respectării măsurilor cu strictețe, vom rămâne probabil la acest platou, iar autoritățile vor fi nevoite la un moment dat, indiferent că s-au dat garanții că nu se va realiza un lockdown, la un moment dat situația din spitale va impune măsuri restrictive mai dure.